Bună seara! Felicitări! Bună seara. Neplătiți, norocoși, dar cu o victorie foarte, foarte importantă și neașteptată. Bună seara! Da, așa este. Mulțumim! În primul rând, da, e... Cu un ochi râdem, cu unul plângem. Într-adevăr, dacă situația era mult mai bună, probabil că și noi eram mult mai bine din toate punctele de vedere. Adică trebuie să recunosc că a fost un meci în care ne-au dominat. Trebuie să recunoaștem, trebuie să fim realiști. Noi am fost pregătiți pentru acest lucru și am pregătit de așa manieră, pentru că ați văzut și ce lot am avut la dispoziție. Nici măcar n-am putut să avem 20 de jucători, din care toți ce am avut pe bancă au fost copii. Și tocmai de aceea victoria asta este, cum să zic, foarte frumoasă, dar în același timp așa ești mâhnit așa puțin de situația asta, dar asta este. Mă bucur pentru ei și nu pot decât să-i felicit pentru tot ceea ce au făcut în acest meci. Au dat dovadă de mare caracter, cred că este a nu știu câta oară, pentru că de când spunem lucrul ăsta, începând din septembrie, octombrie, tot vorbim de aceste lucruri. Merită toate felicitările pentru că s-au sacrificat. Astăzi chiar s-au sacrificat. Dacă poate n-am arătat un fotbal bun, să spunem, telespectatorului sau spectatorului, dar scopul scuză mijloacele și asta este cel mai important. Suntem, ne luptăm pentru evitarea retrogradării și pentru noi orice punct contează și facem orice pentru aceste puncte. Din sursele mele știu că e o întâlnire miercuri cu șefii clubului. E un motiv de bucurie ăsta? Sunt alte promisiuni sau nu știu? În acest moment din discuție, au mai fost o întâlnire, a mai fost o discuție și atât domnul primar cât și domnul director de la Romgaz ne-au anunțat că vom avea tot sprijinul dânșilor și mă referim aici la partea financiară, adică ne-au spus că trebuie să avem puțină răbdare pentru că știți cum este cu bugetele, dar știm că sunt alături de noi, știm că își doresc să fie alături de noi și vor face orice posibil și orice le stă în putință ca să ajute acest club să nu moară. Probabil că da, din ce spui și tu, din ce ni s-a transmis și nouă, va mai fi o ședință miercuri, în care să sperăm că vom primi garanții de 100%, pentru că este greu. Este greu să motivezi jucătorii de la săptămână la săptămână să-i faci să joace, să mai și câștigi. E păcat. E păcat pentru că suntem bine. Și mai avem jucători care au lipsit astăzi din, știți, motivele. Și avem un grup bun. Avem un grup cu jucătorii care sunt acasă și suspendați și accidentați. Că mi-a lipsit și un junior suspendat, un Naser accidentat, un Matricardi accidentat, un Ciuciuncov și cu un Hakim care n-am putut să-i legitimăm. Deci gândiți-vă că aproape jumătate de echipă, jucători titulari care 100% când vor reveni, pentru că știm că se vor rezolva problemele, vom arăta foarte bine. Ați avut un jucător decisiv în prima parte a campionatului, Ronaldo Deaco. Nu puteți să-mi spuneți despre situația sa? Da, Roni este un jucător important și a fost un jucător important în angrenajul echipei, dar... A fost? Sau încă mai e? Nu, a fost, pentru că și-a exprimat dorința de a continua în altă parte și nu vrea să mai continue alături de noi. Eu îl înțeleg, el este poate printre puținii care n-a mai rezistat la ceea ce se întâmplă la noi și a vrut să meargă în altă parte, a vrut să caute un alt club. Asta este decizia lui, este dorința lui. Am încercat să am o discuție cu el, să îl fac să rămână alături de noi, dar nu putem să fim supărați pe el, pentru că asta e viața. N-avem. Fiecare își alege drumul lui în viață. Îi urez multă baftă acolo unde merge, din ce am înțeles că la viitorul, să-i ajute Dumnezeu să fie bine și să ajungă acolo unde își dorește. Mulțumesc. Și eu, mersi.